Bine ați revenit alături de noi, situația în Republica Moldova, sub vizorul Ministerului Afacerilor Externe, care de altfel a venit cu un comunicat oficial astăzi și privind votul din 26 mai organizat în afara granițelor țării. Acolo unde știm cu toții ce s-a întâmplat, o situație tristă, de altfel situația în care sute de mii de români probabil nu au reușit să își exercite dreptul de vot. Domnul senator, ați urmărit declarația domnului ministru Meleșcanu, am văzut situația din 26 mai. A fost cumva o repetare a ceea ce s-a întâmplat în 2016 și în 2014. Situația cu care ne-am mai confruntat pe parcursul timpului și care nu a fost rezolvată. Domnul Meleșcanu a venit și a spus că vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat în diaspora este Biroul Electoral Central. Cum vedeți dumneavoastră situația? Cine se face vinovat? Pentru că eu cel puțin am impresia că se aruncă o pisică moartă dintr-o curte în alta în acest moment. Într-adevăr, așa se întâmplă. Nu este prima declarație. Da. Spuneați mai devreme că acesta este de fapt comunicatul oficial, dar din 26 mai și până acum a fost acel joc al declarațiilor în care probabil că va rămâne o vreme pentru că refuză să-și asume orice fel de responsabilitate pentru eșecul acestor alegeri, eșecul în organizarea acestor alegeri. Ce se întâmplă dacă, ipotetic, să presupunem că în toamna acestui an, când vor avea loc alegerile prezidențiale, vom avea aceeași situație? Adică, pentru mine, aceasta este marea problemă. Ar trebui, în primul rând, suplimentarea secțiilor de vot și e clar că o soluție ar putea fi votul prin corespondență. Da. Și undeva în următoarele cicluri electorale, după o implementare bună și bine gândită, luat în considerare varianta de vot electronic. A venit domnul Meleșcanu de altfel cu o propunere interesantă pe care au enunțat-o cei din întreg partidul ALDE, domnul Meleșcanu fiind un reprezentant al ALDE, privind votul în cuantum a 7 zile în diaspora. Cum justifică aceste 7 zile? Pentru evita situațiile... Cum s-a ajuns să la... Să fie. Da, exact. Adică trecem cumva de la o extremă la... Păi dacă Dumnezeu a făcut lumea în 7 zile, guvernul face vot în 7 zile. Avem o adevărată problemă și acest lucru ar trebui să se rezolve până la urmă. Adică nu putem să fim o țară atât de incapabilă încât nu putem organiza votul în diaspora. Asta e adevărat. Suntem surprinși întotdeauna și de numărul de români care vin în marile orașe și da, tot astfel de dinamici. Dar o soluție trebuie găsită și eu cred că și sper ca guvernul, oricare ar fi el, să rezolve această situație până la alegerile din toamnă. Sunt convins că PSD-ul nu va încerca să facă totuși greșeala pe care a făcut-o în urmă cu 5 ani la alegerile prezidențiale, când, dincolo de scorul foarte bun pe care Victor Ponta l-a obținut, da, a fost devansat și datorită, sau în primul rând datorită faptului că a fost un efect de bumerang la nivelul societății, o frustrare crescută, fructificată prin mersul la vot al tinerilor, inclusiv în perioada de oră 16-20, când veneau tot felul de imagini încărcate pe platforme de socializare, pe YouTube, care arătau cozile și modul prost în care a fost gestionat procesul electoral. Deci, cred că doar să fie un guvern sinucigaș și să mai repeți încă o dată o asemenea desfășurare a votului. Na, am avut două situații, adică 2014 și 2016. Nu a fost foarte mare diferența între ceea ce s-a întâmplat. Plus am avut situația acum, din 26 mai, vedem că lucrurile nu au evoluat, ceea ce este trist și ne îngrijorează concomitent. Dincolo de aceasta, rămânând puțin asupra votului în diaspora, în acest moment nu avem o cifră exactă a românilor care sunt în afara granițelor țării și care pot vota. Am avut o declarație neinspirată, sper eu, privind turismul electoral în secțiile de vot din diaspora, adică oameni care mergeau cu autocarele și se așezau de la o coadă la alta la secțiile de vot pentru a crea impresia de prezență masivă la urne. Credeți că este reală o astfel de posibilitate? Bine, acum PSD-ul încearcă să găsească tot felul de explicații pentru această situație care i-a luat prin surprindere, pentru că cel mai probabil faptul că românii au ieșit la vot a fost o situație care i-a luat prin surprindere. Este adevărat că au fost foarte multe campanii, că au venit și din partea societății civile, au fost Alianța USR Plus, iarăși a avut îndemn de vot
Deci, a îndemnat românii să meargă la vot, inclusiv în campaniile noastre în teren și interacțiunea cu cetățenii. Adică le prezentam programul Alianței, însă în același timp insistam foarte mult pe ideea, este foarte important să mergeți la vot. Luați o decizie și mergeți la vot. Luați o decizie în sensul de alegeți unul dintre partidele care se potrivește cel mai mult cu ceea ce vă doriți dumneavoastră de la Parlamentul European. Și în aceste circumstanțe s-a și întâmplat. Lumea a ieșit la vot într-un mod neașteptat, mai ales că foarte multe posturi de televiziune spuneau, e cunoscut la alegerile europarlamentare, lumea nu prea este la vot, nu există foarte mare interes. Parlamentul European este departe. Da? Și atunci a fost acest bulgăre care a determinat lumea să iasă la vot. Și atunci, și bineînțeles că acum ce ar putea să justifice decât probabil niște practici pe care ei le-au folosit și le invocă crezând că sunt cumva niște explicații care ar putea să le justifice acest eșec. Pe partea cealaltă, spuneam, USR Plus a avut un rezultat foarte bun diaspora, pe primul loc, dacă nu greșesc, la număr de voturi din afara granițelor țării. Pe cealaltă parte, am avut și o campanie foarte lăudabilă a organizațiilor non-guvernamentale, companii private care au îndemnat oamenii să iasă la vot. Pentru prima dată n-am mai văzut o astfel de campanie, adică până de reduceri pentru ștampila sau acel cupon cu votat pe spatele buletinului și glume foarte bine puse la punct în media românească. Domnule Munteanu, avem totuși, spuneam, nu avem un număr foarte clar a românilor care există în afara granițelor țării. Cumva jenant pentru un stat să nu cunoască câți cetățeni are în afara granițelor țării, mai ales că avem și un minister dedicat românilor din afara granițelor țării. Avem, într-adevăr, mulți români care nu se înregistrează în țara în care ajung. Cum ar putea fi rezolvată această situație? Eu n-aș fi atât de sceptic. Nu vrem să rezolvăm fata această situație. Nu sunt sceptic deloc. Adică. Este o realitate, pentru că până la urmă interesul nostru ca și stat, indiferent de cine se află la guvernare, știm foarte bine, a fost acela de a menține un număr al populației cât mai mare, pentru că este direct proporțional, în primul rând, cu numărul de europarlamentari pe care îi dăm la Bruxelles și totodată cu imaginea de țară pe care o avem. Pe de altă parte, estimăm să avem undeva în jur de 3-4 milioane. Eu cred că se poate calcula o cifră cu o exactitate destul de mare. Bună parte dintre ei se vor întoarce în țară. Are să recunoaștem acest lucru. Eu am văzut cazuri de oameni care s-au întors și aveau vârste nu foarte înaintate. Pe de altă parte, cu siguranță o generație, două de români și copiii acestora vor rămâne acolo. Nu dorim și nu am dorit până acum, asta să fie clar pentru toată lumea. Nu am dorit, să ne spuneți că statul român cumva se minte singur pentru ca să raporteze alte cifre? Adică... Nu, eu cred că statul român nu se minte singur. Statul român are o estimare destul de coerentă și aici nu este vorba de guvern și de stat în singur, care ar fi guvernul României pe la urmă. Da? Credeți că populația din Ungaria este chiar sau Ungaria nu are aceleași probleme sau Polonia? Ok, ei, având o vechime mult mai mare în Uniunea Europeană, oarecum s-au așezat lucrurile în momentul de față, dar și ei au trecut prin etape și prin proces de acest tip. Inclusiv și Cehia a trecut prin astfel de etape. Nu este în interesul nostru, din punct de vedere al unor strategi, să spunem că România, spre exemplu, are o populație de 18 milioane de locuitori în țară. Deci și acesta nu ar fi... Dar acestea sunt cifrele care se vehiculează. Dacă am avea o populație de 18 milioane de locuitori în România în momentul de față, am pierde cel puțin 2 europarlamentari, dacă nu mă înșel. Și banii aferenți care ar trebui să revină în România. Banii aferenți ai fondurilor europene și nu numai. Da, deci nu este interesul nostru să spunem. Dar eu cred... Un calcul cinic, cumva. Este un calcul cinic, dar până la urmă politica este cinică, indiferent că este politică internă, indiferent că este politică externă. Și cei care se află în Uniunea Europeană, tot români sunt, sau statele occidentale. Și chiar dacă am fi 18 milioane de români acum, în 2-3 ani, 1 milion, 2 milioane dintre acestea s-ar putea întoarce. Doamna senator, mâine urmează moțiunea simplă împotriva domnului Meleșcanu, care, între noi fie vorba, nu are efecte juridice.
Știți de ce zâmbesc, apropo de, spuneți, de români din străinătate? Pentru că mi-am amintesc ultima zi de campanie din decembrie 2016, când m-a oprit la metrou o doamnă mai în vârstă, care avea un pliant al PSD-ului și m-am oprit să o ascult, să văd ce spune, și încerca să-mi prezinte așa ușor din programul de acolo și la un moment dat am început să pun întrebări și bineînțeles că nu s-a mai descurcat să răspundă și atunci a venit cu argumentul suprem, zice: nu se poate, trebuie să ne votați pe noi, pentru că știți ce vrea să facă USR-ul? Vrea ca toți tinerii să se întoarcă din străinătate. Vă dați seama? Deci că aici n-au ce să facă. Apropo de ideea aceasta abracadabrantă, am văzut în varii grupuri interne ale Partidului Social Democrat ideea de a interzice votul celor din diaspora pe model izraelitan, spre exemplu, care au o astfel de reglementare. Eu cred că foarte mult timp a fost o situație convenabilă, pentru că acești oameni trimit banii acasă, acum hai să fim serioși. Da, adică economia noastră depinde de banii pe care îi trimite diaspora în țară, să fim realiști. Și atunci, evident că a fost o situație, că nu știm care sunt cifrele exacte, nu este singura cifră pe care nu o știm. Adică noi nu știm câți tineri care nu sunt nici în sistemul de educație, nici în sistemul de training, nici în sistemul de învățământ avem. Noi nu știm. Sunt câteva sute de mii, sunt mai multe sute de mii și asta este doar un exemplu. Da. Bine, noi nu știm câți locuitori ai capitalii avem. Adică cifrele oficiale sunt 1.800.000. Și bineînțeles că să putem să facem niște politici publice bune, care să producă efecte, evident că ar trebui să știm. Mai ales că, e clar, problemele nu sunt simple. Avem de-a face cu probleme complexe, unele, complexitatea vine în faptul că la nivel global se întâmplă lucruri, altele aici, la nivel local, sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare. Și atunci, ca să poți să faci o politică bună, trebuie cumva să înțelegi exact despre ce vorbești. La ce te raportezi. La ce te raportezi. Dar privind această intenție năstrușnică de a limita votul celor din diaspora, sunteți de acord, nu sunteți de acord? Care e poziția noastră? Cum am putea să fim de acord să interzicem votul românilor? Adică ar fi... Dar în același timp nu cred că au, așa cum a zis, au fost pe niște grupuri interne și... Atunci probabil că e o discuție din Vom asta. Ajunge cât de curând și la politicile naționale, dar până atunci un alt episod, din păcate, cumva a trecut aproape cu vedere de către mass media din România și puține au fost opiniile lansate în această direcție. România a pierdut în favoarea Estoniei locul în Consiliul Nepermanent din cadrul ONU. Domnule Munteanu, pentru cei de acasă, în primul rând, vă rog să ne explicați de ce ar fi fost important acest loc. Consiliul de Securitate al ONU este cea mai importantă instituție din cadrul celei mai mari organizații internaționale și evident că prezența oricărei țări acolo, inclusiv ca membru nepermanent, îi oferă cel puțin un prestigiu de imagine, dar și posibilitatea de a negocia pe anumite dosare relevante de politică externă. Consiliul de Securitate are 15 membri, din care 5 sunt membri permanenți. Sunt statele care au câștigat al doilea război mondial și sunt puteri nucleare în momentul de față: Marea Britanie, Franța, Statele Unite ale Americii, China și Federația Rusă. Ceilalți 10 membri au un mandat de 2 ani, nu sunt permanenți și pot participa la luarea deciziilor. Cu atât mai important este rolul acestora, cu cât în ultimul deceniu cam rolul lor a crescut ca urmare a divergențelor din ce mai mare între statele occidentale, China și Federația Rusă. Sunt cei care fac cumva balanța, care înclină balanța. Evident, statele cu statut permanent au drept de veto, până la urmă, dacă chiar nu sunt de acord cu anumite politică și vor exercita acel drept. Dar pe anumite dosare, precum criza umanitară din Siria, iată, în care Moscova s-a opus, totuși nu și-a folosit dreptul de veto și a mers pe ceea ce a propus Consiliul de Securitate. Mandatul nostru ar fi fost pentru perioada 2020-2021, 2 ani de zile, și să știți că n-ar fi stricat ca România să fie în Consiliul de Securitate al ONU într-un an în care vedem de pe acum că Budapesta, spre exemplu, tot încearcă să irite statele vecine și comunitatea internațională
în contextul împlinirea 100 de ani de la tratatul de la Trianon, care practic oficial a delimitat granițele în regiunea noastră. Bine, acolo am văzut și o hartă recent publicată de către... Este o hartă recent publicată, dar cine a urmărit cu atenție politica de la Budapesta și politica fie a guvernului Orban, fie a partidelor de opoziție precum Iobbik, pentru că, până la urmă, Fidesul Orban a mers către extrema dreaptă din ce în ce mai mult ca să fură din electoratul Iobbik, care se afla la un moment dat pe o ascensiune destul de mare. Da. Deci state care, despre care, pe care le catalogăm ca fiind iliberale în momentul de față, care au o politică externă la două capete, folosind un termen mai puțin academic, o bună relație cu Federația Rusă și... Și Ungaria încearcă să-și obțină investiții în zona nucleară, a energiei nucleare. Nu numai atât, dar și la nivel politic, vizitele pe care Vladimir Putin le-a făcut la Budapesta au venit într-un moment în care Federația Rusă era marginalizată pe plan extern, după anexarea peninsulei Crimea. Da. Și să nu uităm și declarațiile belicoase ale unor lideri de la Budapesta privind anexarea Transcarpatiei în contextul crizei din Ucraina. Ori un stat vecin nu se comportă așa când realitatea nu cere acest lucru. Deci este clar că sunt foarte multe provocări. Dincolo de realitățile din... Ceea ce aș vrea să spun, ca și de general, nu aș face o tragedie de țară faptul că România a pierdut locul Consiliului de Securitate al ONU. L-am pierdut în dauna Estoniei. România a mai reținut de 4 ori acest loc. Între perioada 1962 și 1991 este clar succesul diplomației din perioada comunistă. După acela am mai deținut în perioada 2004-2005, deci cam puțin în comparație cu ce am făcut înainte. Este clar un regres al diplomației din România. Doi factori sunt foarte importanți pentru insuccesul nostru. Atunci în comunism era stabilitatea. Nu numai, dar avem doi factori importanți care ne-au condus, care ne-au determinat să pierdem. În primul și primul rând am început foarte târziu în această cursă. În contextul în care Estonia a avut timp să-și atragă cel puțin un număr de voturi semnificativ, dar nu neapărat aici, cât sau și aici, dar totodată declarațiile guvernului privind ambasada, mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim și evident și neconcordanța noastră de politică externă ne-au condus să pierdem voturile statelor arabe. De realitate pur geografică pentru toată lumea. Estonia are în acest moment în jur de 1.200.000 de locuitori. Deci mai puțin de jumătate decât Bucureștiul. Și a reușit performanța să declaseze România. Nu mă refer la o cursă strânsă, dar, domnule senator, e un eșec clar a diplomației române, da, pe afaceri externe. Cine se face vinovat? Pentru că am avut aceste scuze perfect reale, adică ne-am înscris târziu, dar din ce cauză ne-am înscris târziu? Pentru că nu poți ca un stat responsabil să te trezești așa peste noapte, că, domnule, ar fi o idee bună să mă înscriu și eu așa, la o cursă, printre altele. E foarte bine că domnul Munteanu a pus puțin lucrurile în context Da. Și a explicat exact care este organizarea din cadrul Consiliului și cum se fac aceste alegeri. Și a și menționat deja, au fost totuși niște declarații și niște decizii ale guvernului Dăncilă care au afectat acest proces și au fost niște costuri aici. Pentru că, pe de altă parte, totuși pe cale diplomatică și președintele a recunoscut că s-au făcut demersuri, mai ales în declarațiile publice a insistat. Este și vinovăția președinției, aici e foarte important. Președintele a avut demersuri în acest sens, a avut demersuri în a susține această candidatură. Și să nu ajungem din nou la domnul Meleșcanu, care tocmai am discutat despre câte greșeli și bâlbe a avut în decursul acestui mandat. Pe de altă parte, domnul Meleșcanu a refuzat să-și depună demisia, adică credeți că dacă moțiunea de cenzură simplă ar trece mâine, domnul Meleșcanu ar veni cu o demisie pe masă? Cred că ar trebui să înțeleagă că a făcut greșeli și cred că ar trebui să se retragă, având în vedere ultima declarație cea privind alegerile, probabil că nu înțelege situația și atunci
premierul trebuie să decidă. Mi-e greu să cred că domnul Meleșcanu, care este de atâta timp în diplomația din România, nu cunoaște realitățile din jurul granițelor sau chiar de peste ocean. Adică vorbim de un om foarte experimentat din punct de vedere al politicii externe, totuși. De ce se încăpățânează pe acest domeniu? Pentru că spuneați de experiență. Experiența da. Este, într-adevăr, este acolo, pentru că există și da. Putem să o, să o vedem în, în CV și mulți dintre noi ne o amintim din intervențiile pe care le-a avut. Dar în același timp, următorul pas este decizia. De ce spui sau faci un lucru? Adică tu poți să ai o experiență pentru că ai lucrat într-un domeniu, însă decizia este dictată de niște argumente pe care, din păcate, nu le-a avut sau le-a avut astfel încât să ia deciziile pe care le-am văzut. Se vehiculează o restructurare a guvernului? Credeți că domnul Meleșcanu este unul dintre miniștrii care va cădea sub sabia restructurării? În săptămâna aceasta se adună semnături pentru moțiunea de cenzură și probabil că săptămâna viitoare va fi dezbătută în discuta Parlament. Discuta mai amplu în a treia parte a emisiunii. Până acolo, ca să încheiem subiectul, domnule Munteanu, ați punctat o chestiune foarte interesantă. România are un regres în privința diplomației externe. Ce e de făcut? Pentru că ne interesează cu toții soluțiile. În condițiile în care diplomația externă este cheia către progres în marea parte a lumii în acest moment, vorbim într-o lume în care interconectivitatea este cheia succesului, e cumva sinucigaș să ai o politică externă joasă. Un mare român a spus cândva, dați-mi o politică internă bună și vă voi da o titulez politică externă. Da. Exact. La fel de bună. Avem nevoie de un proiect de țară până la urmă, nu numai de un proiect al diplomației românești, care să înceapă cu educația și să continue cu o serie de elemente precum infrastructura, precum spitale și așa mai departe. Nu este normal ca numărul de migranți, pentru că vorbeam de numărul total al populației, să fie atât de mare pentru o țară ca România. Avem foarte multe aspecte, am mai spus lucrurile acestea. Avem, de fapt, cam toate elementele unui calcul de putere în geopolitică pentru a fi o putere regională, spre exemplu, dar nu le putem fructifica din mai multe puncte de vedere. La ceea ce privește diplomația, avem expert foarte bun în corpul diplomat sau în Ministerul de Externe. Pe de altă parte, avem și un nepotism destul de evidențiat, haideți să recunoaștem, în presa din România. Știm doar cum au fost numiți ultimii consuli când au avut acel scandal, spre exemplu, la Lausanne, sau da. Așa mai departe. Inclusiv actualul ministru de externe a fost acuzat, nu știu dacă e adevărat sau nu, nu am verificat. Că dar și-a numit fiul consul? Și-a numit fiul Vitreg consul în dauna unui expert român diplomat care câștigase prin concurs. Dacă acest lucru a fost cu adevărat veridic, acela ar fi fost un motiv să-și dea demisia mult mai puternic decât ratarea locului Consiliului de Securitate al ONU. Trebuie să reformăm multe elemente, multe paliere ale statului, inclusiv diplomația. Aici trebuie să felicităm de altfel guvernul Cioloș, pentru că a deblocat o serie de posturi în corpul diplomatic al României, în care au intrat experți, cel puțin eu cunosc două persoane care se gândeau să plece din România. Concursul l-a ținut pe loc și până la urmă au intrat în corpul diplomatic și au reușit să rămână? Pentru că mulți dintre ei sunt în corpul diplomatic și aduc un beneficiu major valoare, țării cu noastre. Cu siguranță, da. Suntem obligați să luăm o altă scurtă pauză de publicitate și revenim pe zona de politică internă, care devine din ce în ce mai interesantă și în România. Declarații interesante din partea opoziției, inițiative ciudate din partea puterii. Discutăm amplu după o scurtă pauză de publicitate.